La început de an, liderii PSD Suceava dovedesc un apetit deosebit pentru demiteri și solicitări de demisii de onoare. Cel mai consecvent se dovedește a fi interimarul președinte al organizației municipale Suceava, PSD, Dan Ioan Cușnir. Dacă în urmă cu 2 ani bătea voinicește cu vorba în lideri naționali, acum intransigența sa politică s-a abătut asupra unor colegi locali de partid. Opinia lui Cușnir este categorică și nu contează că e vorba de șefi mai mari sau mai mici din PSD. Oamenii politici care nu reușesc să realizeze proiectele propuse sau greșesc flagrant să-și dea demisia. Cu aproape 2 ani în urmă, în 10 februarie 2015, consilierul județean Cușnir, întrebat despre rateurile președintelui executiv PSD Liviu Dragnea, le-a împărțit pe acestea pe 2 paliere ca să-l desființeze integral și credibil pe cel vizat. Liviu Dragnea a eșuat în dezvoltarea mai multor proiecte, între care regionalizarea, descentralizarea administrației sau apariția ordonanței ce a promis migrarea aleșilor. Acum, fluturând în mână statutul PSD, s-a îmbățoșat în fața unor colegi locali pe care îi vrea afară din partid. Cristian Boberski, Dana Petroaie și Dumitru Rusu. Ce denumiți dumneavoastră epurări? Dar ce denumiți dumneavoastră epurări? N-am dat afară niciun consilier. Vă rog frumos, domnul Mocanu. Cu o singură mențiune. Dana Petroaie, Dumitru Rusu, 3 sunt excluși. Da, consilierii Boberski și primul supleant Dana Petroaie. Dana Petroaie, la el mă refeream că e primul pe lista de consilieri. Dați-mi voie o singură mențiune. Aceste măsuri sunt definitive dacă vor fi votate în cadrul cexului județean care va avea loc sâmbătă, după care ei vor avea dreptul să le atace în cadrul Comisiei de Etică și Disciplină și cei care de atac vor considera dumneavoastră. Dan Cușnir a fost extrem de ferm, amintindu-și probabil cu nostalgie de vremea când vorbea deschis despre vizita la Suceava a lui Liviu Dragnea, cel fără de funcție statutară în PSD, pe vremea respectivă. Trebuie ca și în România oamenii politici, când greșesc, când își asumă proiecte și nu le realizează, să apeleze la acest instrument, demisia de onoare. Sper că și în România vor ajunge vremurile în care cei care nu reușesc în demersurile lor să-și dea demisia, pentru că altfel devii necredibil. Dacă ții la partid, guvern, țară, te dai deoparte, pentru că altfel afectezi partidul, guvernul și țara. Îi recomanda cu 2 ani în urmă Dan Cușnir lui Liviu Dragnea, care a devenit între timp lider național PSD, președinte al Camerei Deputaților și aproape șef de guvern.